Bine, v-am pregătit la horoscopul zilei de marți. Bineînțeles, vă amintesc că toate horoscoapele lunii septembrie sunt gata. Există și un horoscop al săptămânii pe rol. Cu siguranță știți toate astea dacă sunteți vechi pe aici. Și nu uitați că a apărut și acel oracolscop care prezintă următorul ciclu lunar, care a început la luna nouă de ieri, azi, mă rog, este undeva la granița dintre 6 și 7, până la următoarea lună nouă din balanță, deci luna nouă fecioară, acum până la luna nouă din balanță de luna viitoare, și care prezintă trei povești de viață diferite. Vă invit să le descoperiți, să vedeți dacă rezonați. Acest oracolscop este realizat cu alte simboluri, nu cu simbolurile planetelor sau zodiilor, nu cu după considerente astrologice, ci tarologice sau cărți oracol. Simboluri și ele, energii și ele, metafore pe care vi le traduc așa cum pe mine universul m-a inspirat către voi. Și sper să primiți acolo niște mesaje interesante. Și eu m-am regăsit într-unul dintre aceste mesaje, chiar la data mea de naștere, și chiar aștept cu interes să văd ce se produce în acest nou ciclu lunar, care se pare că pentru toată lumea pregătește ceva deosebit. Astăzi, undeva între ieri și azi, mai bine zis, a fost luna nouă. Puteți revedea și horoscopul de ieri, că e încă valabil. Ce am spus acolo pentru luna nouă nu e doar pentru ziua de luna nouă, ci puteți spune că e pentru tot ciclul lunar care începe acum. Plus, ce mai spun în horoscopul săptămânii, în plus față de horoscopul zilnic, și nu mai spun de horoscopul lunar care pentru toată lumea prezintă luna nouă într-o anumită ipostază. Vă invit să verificați și aceste alte horoscoape care oferă informații adiacente. Astăzi, deci 7 septembrie, undeva între 6 și 7, vedeți, se întâmplă multe în aceste zile de început de săptămână, între 6 și 7, Marte primește un trigon foarte constructiv, Marte în Fecioară, un trigon foarte constructiv de la Pluto în Capricorn, ca atare suntem îndemnați cu toții să ne apucăm serios de treabă. Mai mult decât atât, tot pe 7, și Soarele din Fecioară primește un trigon foarte bun de la Uranus din Taur. Deci niște trigoane de pământ care ne îndeamnă la fapte, la rezultate, la roade. Deci să ne apucăm serios de treabă, că asta este și luna nouă la urmă urme, o luna nouă în Fecioară ne trimite la orice fel de activitate productivă. Dacă o punem și în slujba altora, cu atât mai bine, așa cum ați văzut la horoscopul de ieri de lună nouă, vorbesc acolo mai multe despre felul cum ne putem dedica serviciile în slujba altora. Și asta vă invită și aceste două trigoane separate, mă rog, separate pentru că fiecare planetă din Fecioară primește alt trigon din altă direcție, dar care sună foarte bine. Suntem încă și sub influența aspectului foarte norocos de zilele trecute, de ieri, mai bine zis, când și Venus face un trigon cu Jupiter, un trigon norocos, despre care am vorbit pe îndelete în toate horoscoapele despre care v-am spus. Deci ea n-are rost să le repet, ci să vă invit să vedeți mai departe horoscopul zilei de marți și căutați în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă. Pentru voi, berbeci, este o zi de succes din foarte multe puncte de vedere. Pe ce puneți voi mâna, aur în aur se transformă. Sunteți niște alchimiști în orice fel de activitate. Clar că luna nouă plus Marte, care este implicat astăzi într-un trigon foarte bun și Marte vă guvernează, aceste combinații pe voi vă ajută de minune în carieră, în muncă, în rezultate, în orice efort pe care îl depuneți. Pentru voi, pentru alții, nu contează. Dar energia voastră se transformă în reușită. E un moment foarte bun de afirmare, un moment foarte bun să porniți o activitate nouă, aducătoare de succes. Vă puteți remarca prin energia voastră, prin ambiție, că e o ambiție care pe foarte multă lume îi motivează. Sunteți un fel de lider, un fel de coordonator, un fel de stimulent pentru unii. Deci poate fi șansa voastră de afirmare, dați din coate și atingeți locuri fruntașe în tot ceea ce vă propuneți, dar
puteți și pe alții să-i motivați să-și dea potențialul maxim, să ajungă și ei la succes, ca un bun strateg, coordonator, șef de echipă. Hai că putem, hai că puteți, mai bine zis. Le spuneți colegilor, colaboratorilor, subalternilor. Practic, ei se molipsesc de energia voastră debordantă. Sunteți exemplu voi, uite, eu fac alături de voi, muncesc alături de voi, trag la căruța asta alături de voi și nu doar sunt cu ordinele. Deci e o combinație foarte bună între propria voastră energie, propriile voastre resurse puse în joc pentru succes, dar, bineînțeles, și alături de alții. Dacă e muncă în echipă, se ajunge la roade împreună. Dacă e muncă de coordonare, îi trageți și pe alții după voi către succes. Dacă e o muncă individuală, dați încoate și vă afirmați voi deasupra tuturor pentru o reușită de proporții. Se poate auzi de laude, de aprecieri, de bani, pe aici, pe acolo, că este totuși o combinație productivă. Soarele din Fecioară cu Trigon, cu Uranus din Taur, vă poate aduce o mărire de salar, un onorariu mai bun, primiți niște bani din munca prestată de voi, ca atare n-aveți altceva de făcut decât să munciți, că se vede munca voastră. Taurii au o zi ușor riscantă, pentru că s-ar putea să faceți echipă cu o persoană în care n-ar trebui să aveți încredere. Ar trebui să fiți foarte suspicios la adresa acestei persoane. Neglijent fiind un pic neatent la calitatea sau, mai bine zis, defectele acestei persoane, aveți tendința să îi le treceți cu vederea. Lasă că toți suntem imperfecți, toți avem defecte, n-o să caut eu acum la bani mărunți ce ascunde acest om, deși bine ar fi. E un om care aparent lasă impresia că e ok, bă, zâmbește, pare prieten, pare bun coleg în ceea ce face, dar s-ar putea pe la spate să aibă și el niște interese mai puțin corecte. Eroarea poate fi a voastră că, deși niște semnale de alarmă apar în legătură cu acest om, că vezi că ascunde ceva, vezi că minte, vezi că trage pe turta lui, vezi că nu e chiar ceea ce pare, voi le ignorați și mergeți mai departe în această prietenie, colaborare, activitate împreună cu această persoană. Sigur că și în plan sentimental se poate simți această posibilă eroare. Un fel de infidelitate a persoanei iubite, un fel de poate niște suspiciuni să aud așa la urechile voastre că ceva nu este în regulă. Deci ar trebui să nu ignorați dacă vin către voi zvonuri, bârfe, informații, că poate vă prinde într-un moment foarte tolerant, foarte indulgent și acceptați situația ca atare. Și ce faceți? Creați precedente, antecedente, mai bine zis, și data viitoare vă face la fel. Dacă iertați, treceți cu vedere acum, persoana respectivă va greși iar și iar ori de câte ori va avea ocazia. Ar trebui să fiți mai sever și dacă îl prindeți cu o cauă mică pe acest om să luați măsuri, chiar dacă măsuri înseamnă a-l scoate complet din peisaj. Că poate fi doar vârful icebergului, că dedesubt cine știe ce ascunde acest om și într-o zi își va da de-a binele arama pe față. Gemenii sunt preocupați de niște activități, munciți mult și dați tot ce stă în puterea voastră. Energie, idei, eforturi, bani, timp, investiți. Investiție enorm într-o activitate, dar care s-ar putea voi să nu fiți coordonatorii, liderii, conducătorii acestei afaceri. Altcineva e deasupra voastră și vă trage, să zicem, după el. Altui șeful, altui capitan. Voi sunteți simplu executant cumva, sunteți în planul 2, dar vă convine această situație. Clar că și de voi depind foarte multe din ceea ce aveți de făcut. O mare parte din resurse sunt la voi, în mână. Și voi sunteți acolo dispuți și să dați tot ce stă în puterea voastră. Dar totuși, energia, direcția, ideile, strategia, se pare că aparține altei persoane. Altui cu stimulentul, altui cu herupul, altui cu ideile.
dar fără voi nu poate. E un tandem foarte bun, sau mă rog, e o echipă foarte bună din care și voi faceți parte. Și vă place că ies roade. O lună nouă, ca cea de acum, în Fecioară, vine cu rezultate, cu roade. Și iată, sunt aici niște planete implicate care tot roade dau. Deci, clar că și voi sunteți printre cei vizați ca din relațiile pe care le au acum cu oamenii, toate contactele pe care le aveți azi, ies treburi serioase acolo, ies niște proiecte palpabile, poate și bani pe aici pe acolo. Vă susțin de minune. Toate aceste planete din Fecioară pentru voi sunt într-un sector care vă dau inspirație, idei, susținere, fundament. Aveți alături oameni, probabil oameni apropiați, dragi, cu care sunteți pe aceeași lungime de undă și pe care îi cunoașteți foarte bine și aveți încredere în ei și ei, bineînțeles, în voi. Și din cooperarea asta, colaborarea asta, nu pot ieși decât rezultate bune și s-ar putea să fie efecte mai târzii ale unor activități mai vechi. E o colaborare de luni de zile, de ani de zile și acum vedeți niște roade la care cu toții în echipă ați muncit cine știe de când. Racii joacă un rol important în viața altei persoane pentru că voi vă dedicați. Voi vă dedicați de felul vostru, dar de data asta sunteți alături de cineva care trece prin niște momente dificile. Suferă, a trecut printr-un eșec, printr-o pierdere, printr-o despărțire, printr-o dramă a sorții, la urma urmei, și noroc că vă are cumva alături. E clar că luna nouă pe voi vă ajută într-un plan relațional, încât tot ce spuneți voi are rol vindecător pentru alții, poate și pentru voi, bineînțeles. E norocul acestei persoane că vă are prin preajmă, ca prieten, ca și confident, că simte nevoia să-și elibereze sufletul cuiva, pe umerii cuiva, la urechea cuiva și voi sunteți acolo și nu numai că știți să ascultați, dar știți să-și oferiți sfaturi înapoi, îndrumări, idei, ce să facă. Persoana asta chiar nu știe ce să facă, e atât de îngrijorată, e atât de afectată de problema asta sa, încât îl ia pe nu știu, nu pot în brațe și acolo rămâne blocat. Plânge, suferă, suspină, tot tacâmul emoțional negativ, dar voi sunteți acolo să-i ridicați moralul, voi sunteți factorul său de echilibru. De la voi vin instrumentele cu care el își poate reveni la normal și vă dedicați acolo cu multă dragoste, cu mult devotament, cu multă preocupare pentru problema sa, știți să-l ascultați, pentru că ați trecut și voi prin asta. Sunteți un bun sfătuitor, pentru că nu e ceva necunoscut vouă, e o experiență de viață prin care ați trecut și voi și ați ieșit din ea. Probabil îi împărtășiți din experiența voastră de viață, îi oferiți rețeta voastră de succes într-o situație similară și îi spuneți, și eu am trecut prin asta, uite ce am făcut. Și dacă vă ascultă și bine ar face, l-ați putea ajuta să-și revină, să își regăsească echilibru măcar, nu o să treacă de la plâns la râs peste noapte, nici vorba de așa ceva, dar își mai revine un pic, își mai vede și el un pic lumința de la capătul tunelului, pentru că vede că și alții au trecut prin asta, nu e singur, nu e unicat pe lumea asta cu drama lui, deși fiecare când trece printr-o suferință zice că a lui este cea mai mare, dar voi spuneți, nu ești cu nimic mai prejos, nu ești primul care divorțează, nu ești primul care rămâne fără job, nu ești primul care... Uite câți au mai trecut prin asta și eu am mai trecut prin asta și atunci dacă sunteți acolo să-i oferiți sfaturi, are acest om numai de câștigat, că are așa un prieten la urma urmei. Lei au și ei prin preajmă persoane care suferă sau poate cel care suferă sunteți voi de o anumită situație din cauza unei persoane. Există riscul unei dezamăgire în iubire, există riscul unui eșec bun, nu toți leii trec prin asta, bineînțeles, și bine ar fi la urma urmei. Ceva nu merge, aveți un gol în suflet sau poate sunteți implicați într-o poveste de iubire, să zicem, într-o idilă, într-o relație, dar parcă nu merge, parcă nu sunteți pe aceeași lungime de undă, parcă celălalt e indiferent, parcă nu vă oferă atâta atenție cât ați dori voi, parcă...
E un sentiment așa ciudat că s-a înstrăinat, că nu vă mai iubește. Ceva s-a întâmplat, emoțional vorbind, ori în sufletul vostru, ori în sufletul acestei persoane, s-a infiltrat un pic așa o, poate o gelozie, poate îndoiala, poate plictiseala și e nevoie de o vindecare. Ori unul, ori altul trebuie să vindece problema asta, să o rezolve, să o discute, să o clarifice. De aceea s-ar putea voi să fiți cel care vine cu o invitație la dialog la această persoană. Hai să vedem ce se poate face, hai să vedem ce nu funcționează. Poate, da, l-ați rănit, poate ceva, ați scăpat din vedere un cuvânt și l-ați rănit, dar se poate și invers, bineînțeles. Și celălalt să vă fi rănit și nu-și dă seama. Și voi stați îmbufnat într-un colț și nu știe de ce. Oare de ce sunteți reci, oare de ce tăceți, oare de ce nu vă mai trimiteți unul altuia mesaje. E un sentiment de asta de blocaj emoțional, sentimental, relația e un pic împotmolită și trebuie reparată. Unul trebuie să-și calce pe mândrie, greu de crezut că veți fi voi aceia, unul trebuie să-și calce pe mândrie să întindă o mână, niște explicații să ofere, niște scuze, un cadou, un buchet de flori, ceva care să dreagă busuiocul, că se poate. Există mari șanse să reparați o suferință sentimentală, emoțională, de orice natură ar fi ea, călcându-vă cumva pe mândrie, ori voi, ori, mă rog, celălalt, dar se pare că fiecare pasează pe umerii celuilalt, el să mă caute, el să-și ceară scuze, el să-mi trimită primul mesaj și se pare că fiecare așteaptă de la celălalt. Fecioarele, bineînțeles, sunteți încă sub influența lunii noi. Nu înseamnă că ieșiți din zona asta. Ce să mai vorbim că planetele de acolo, de la voi din zodie, Soarele din Fecioară, Marte din Fecioară, primesc aceste trigoane foarte productive. Ca atare puteți folosi din plin această zi pentru a șterge de pe lista de restanțe o activitate care de multă vreme tot nu ajungea la un final. Lipsea ultima resursă ca să încheiați, să terminați odată lucrul ăla, orice ar însemna acest lucru, inclusiv o relație. Nu mai merge și e nevoie de eliberare, e nevoie să închideți acel capitol, să iertați, să uitați, să treceți mai departe. Pentru că luna nouă, înainte de a începe ceva, că asta îndeamnă o lună nouă, e bine să încheiați ceva, ca pe un teren curățat să porniți într-o direcție nouă. Deci asta faceți acum, priviți un pic peste umăr la o datorie, o restanță, o chestiune care era așa pe ultima sută de metri, dar tot nu venea momentul ăla să-i puneți punct. Poate o datorie, o sarcină pe care n-ați îndeplinit-o la momentul potrivit și spuneți gata, trebuie să o fac odată pentru totdeauna, ca să vă eliberați de fapt terenul, locul pentru altceva. Ceva nou se naște la orizont, dar nu e loc de ceva nou cât timp aveți lista plină de sarcini restante, de cine știe câtă vreme în așteptare. Deci ziua este minunată pentru a pune punct, a închide un capitol, a pleca dintr-un loc, a termina un proiect, a depune un proiect în cazul în care era pe ultima sută de metri. Vedeți ce e pe ultima turnant așa și ocupați-vă în principal de acest lucru ca apoi pe un teren eliberat sau pe o listă de sarcini mai aerisită, nu atât de plină cum era până mai ieri, să găsiți loc de ceva nou, productiv, interesant, profitabil, că sunt multe aspecte productive acum în plan pentru voi. Balanțele au încă energia trigonului pe care Venus de la voi din zodie l-a format ieri cu Jupiter din Vărsător, sigur că încă se resimte și este foarte bun, dar ceva vă strică parcă bucuria. Voi erați foarte optimist, foarte entuziast, foarte plin de gândire pozitivă, energie pozitivă, emoții pozitive, că da, asta făcea Venus, a primit un aport energetic pozitiv de milioane de la Jupiter, ce să mai vorbim, care clar că îl puteți folosi în orice plan aducător de bucurie, de fericire, de iubire. Dar vine cineva să vă strice această bucurie cu o veste proastă, cu
un refuz, cu o surpriză neplăcută. Voi vă duceți acolo cu inima deschisă la această persoană, să împărtășiți bucuria, să îi spuneți ce veste bună aveți voi de împărtășit, și celălalt, poate dintr-o mică răutate, poate dintr-un dram așa de gelozie, invidie, vă cam taie așa elanul, cheful, buna dispoziție, noroc că nu reușește prea tare. Probabil el, această persoană, trece prin niște momente dificile și nu suportă să vadă pe altul că se bucură și vă vede pe voi într-o stare atât de bună, cu un tonus atât de ridicat, încât e genul de om care trebuie să distrugă și bucuria altora, oricine ar fi. Și de aceea vine și se plânge, vine și poate vă găsește pe voi vinovați de problemele lor, deși nu aveți nicio treabă cu problemele lor. De aceea încercați, pentru orice ar fi, să vă păstrați zâmbetul pe față, tonusul ridicat, să nu plecați urechea la problemele lui. Sunt problemele lui, n-are decât să-și le rezolve. S-ar putea să încerce să-și verse tot amarul pe umerii voștri, anume să vă tragă în suferința lui, în golul lui interior, ori voi n-aveți nicio treabă. Sunteți precum un adolescent care se bucură de viață, de dragoste, de lucruri bune, de vești bune. Atât de multe lucruri frumoase se pot întâmpla în jurul vostru, totul e să nu vă lăsați copleșit de poate necazurile altora, într-adevăr. Sunteți alături emoțional de această persoană, dar nu-i puteți rezolva problema. Și dacă încercați să vă implicați, nu faceți altceva decât să vă molipsiți de supărarea sa, de apatia sa, de depresia sa. Ori voi nu, voi sunteți energetic vorbind, psihic vorbind, din toate punctele de vedere, pe val, și acolo trebuie să rămâneți. Scorpionii sunt puși în fața unei aventuri noi. Cineva vă cheamă într-o afacere, într-o acțiune, într-o noutate pe care voi nu o aveați în plan. S-ar putea să apară așa un fel de provocare ad hoc, pe loc, și nu sunteți pregătit. E nevoie de reacții foarte rapide, prompte, n-aveți timp de gândire, ori acum, ori la revedere, vă spune persoana respectivă. E o șansă, care trece, un tren care trece atunci prin gară, și dacă nu vă grăbiți un pic, nu sunteți rapid în reacții, s-ar putea să treacă trenul ăla pe lângă voi fără să valorificați această șansă. S-ar putea persoana respectivă să fie un bun companion pentru voi. Fiecare vine în povestea asta cu alte resurse. Voi sunteți o resursă, celălalt altă resursă, și se combină foarte bine aceste energii. Gen, voi bărbat, ea femeie, dar e o combinație de energie acolo. Voi cu munca, celălalt cu coordonarea. Voi cu bani, celălalt cu munca. Ceva, e o combinație de energii, dar care funcționează. Vă stimulați unul pe altul. Vă ambiționați unul pe altul. E și un dram de competiție acolo. Care e mai bun? E, dar totuși, un tandem. Competiție, dar totuși tandem. Nu vă dați unul altuia în cap. E, unul trage pe celălalt, unul stimulează pe celălalt. Hai că poți, hai, vino alături de mine. Depășește-mă dacă poți. Ideal ar fi să folosiți o astfel de zi pentru provocări bazate pe competiție, pe combativitate, mai bine zis, pe spirit de competiție, ca să scoateți fiecare ce are mai bun în el. Uneori și criticile au rolul lor. Poate persoana respectivă anume vă atâță, vă critică, cum atâta poți, vă mai atinge așa la ego, la orgoliu, ca voi anume să vă ambiționați. Ba da, pot, ba pot mai bine decât tine, ba pot mai bine decât crezi tu. Și din asta să iasă o afacere comună de toată frumusețea, cu rezultate bune, cu cine știe ce succes, la care s-ar putea să ajungeți foarte repede, tocmai pentru că există multă ambiție. Ambiție, dar și resurse. Fiecare vine cu ceva în povestea asta. Marte, guvernatorul vostru, este bine susținut acolo de Pluto, al doilea guvernator al vostru. Ce vreți mai mult? Scorpionii sunt guvernați de Marte și Pluto simultan și își dau mâna. De mult nu și-au mai dat mâna, atât de productiv, atât de benefic. De când trecea Marte prin
Taur, probabil, a fost ultima și e mult de atunci, pe la începutul anului. Atunci a mai fost un moment așa de evoluție lentă, nu zice nimeni că e foarte rapidă, dar iese ceva din această combinație a celor doi guvernatori. Pare să fie persoana sau care face tandem să vă fie rival, dar și coleg deopotrivă, dar și pereche. E un tandem bun acolo, o combinație, o alianță foarte bună, dar din care fiecare vrea mai mult de la celălalt. Săgetătorii pot să aibă o zi bună, pentru că e clar, acolo în Fecioară, sectorul carierei pentru voi este foarte bine susținut, încât poate fi un moment de afirmare, de succes, care vă pune pe voi într-o lumină aparte, lumea vă laudă, vin către voi aprecieri, vorbe bune, declarații, felicitări. Vă simțiți în centrul atenției, clar. Vă place această atenție pe care o primiți din toate părțile. De fapt, toată această atenție pe care o primiți vă motivează, clar, vă garantează vouă că sunteți, așa cum știți, de calitate, bun, cel mai bun într-un anumit plan, dar s-ar putea din toate aceste vorbe, complimente, nici nu știu cum le spun, vorbe bune care vin către voi, să vină și niște semnale care vă atenționează cumva pe voi că cineva vă place, vă admiră, vă iubește. Poate e chiar și o declarație de dragoste acolo. Dar hai să zicem că e vorba de admirație, de apreciere sinceră. Cine vă face astăzi un compliment, e real, e 100% adevărat. Dacă cineva vă spune că vă stă bine o rochie, garantat vă stă bine rochia aia. Deci luați, ascultați, mai bine zis, toate vorbele care vin din jurul vostru ca fiind o oglindă vie a celui care sunteți. Vă puteți iubi mai mult pe voi înși vă, vă puteți aprecia mai mult pe voi înși vă, privindu-vă prin ochii altora. Că alții vă văd minunat, strălucitor, sclipitor, admirabil. Puneți aici toate complimentele posibile pe care le puteți primi. Și normal că lucrul ăsta vă dă mai multă încredere în voi, stima voastră de sine crește, imaginea voastră de sine crește. Clar că va crește și în ochii altora. Foarte posibil să fie vorba de un succes care, despre care multă lume va vorbi în termeni elogioși și dacă mai apare și în spațiu public această reușită, scrieți pe Facebook, de exemplu, sau apăreți la televizor, sau scrie în presă despre voi, o să curgă felicitările realmente sincere. Cine nu e sincer, nu o să vă trimită niciun mesaj astăzi, niciun semnal de admirație, de prețuire, de drag pentru ceea ce ați realizat. Capricornii sunt implicați pentru că una din planetele voastre are un rol astăzi, trimite către Marte din Fecioară un trigon. Și acest trigon pentru voi are un rol binefăcător asupra unui blocaj în care vă ține cineva prins acolo, în mrejele sale. Erați într-o relație, într-o activitate colectivă, într-un cuplu, mai era cineva alături de voi. Dar această persoană, pe semne că atâta v-a criticat, atâta v-a ținut în frâu, încât voi n-ați avut niciun pic de randament într-o anumită situație. Ați stat pe loc, ați stagnat, ați bătut pasul pe loc din cauza limitărilor puse de acest om. Multe refuzuri, multe amânări, nu acum, nu tu, nu ești bun, tot felul de constrângeri la care acest om v-a supus multă vreme. Dar astăzi acest Pluto zice gata, știi ce? Eu îmi cunosc valoarea, eu îmi știu puterile, n-am să te mai cred, n-am să mai țin cont de constrângerile tale și asta faceți azi, un fel de revoltă împotriva acestor limitări la care voi n-ați avut nicio vină. Celălalt vă ținea sub papucul său, sub controlul său, sub critica sa permanentă. Un șef, un părinte, un soț, un prieten,
cineva care se credea cu ceva mai presus decât voi, avea așa un fel de autoritate asupra voastră, poate prin natura funcției sau a vârstei sau a experienței într-un anumit domeniu. Și voi, hai, îi respectați poziția. Ok, ești superior, am să te ascult. Dar astăzi vă dați seama că limitările lui nu vă lasă pe voi să vă desfășurați eficient. Și voi nu ajungeți la niște roade dorite din cauza refuzurilor sale, din cauza ușilor trântite în nas de acest om, lanțurilor în care vă ține acest om de ceva vreme. Și foarte bine faceți, spuneți lucrurile pe nume, veniți cu dovezi, nu o să vă revoltați așa pentru că vreți, ci sunteți foarte rațional, foarte convingător prin ceea ce faceți, veniți cu argumente palpabile care să-i arate acestui om că nu sunteți voi omul care trebuie să stea la cheremul altuia, la controlul altuia, la ordinele altuia și aveți și voi ceva foarte clar și ferm de zis. Vărsătorii, sigur că vă resimțiți încă minunat după trigonul care a avut loc zilele trecute ieri cu Venus, despre care am vorbit în horoscopul lunii Pendelete și al săptămânii, bineînțeles. E un aspect care vă pune foarte bine în valoare. Tot ce spuneți voi e lăudabil, e frumos, e apreciat de restul lumii, dar s-ar putea să mai vină și niște surprize pe aici pe acolo. Și aici vă puteți gândi la, pentru că este acolo un gemeni, încă o mică piază rea și asta este Lilith, poate veni astăzi o vorbă, o reacție, un gest, un pas greșit din partea unei persoane dragi vouă, fie că e iubire, fie că e prieten, fie că e rudă, nu contează cine este, care o cam dă cu bățul în baltă. Spune ceva nepotrivit, vă jignește, vă rănește, vă trădează așteptările, poate fi o decepție, poate fi o lovitură sub centură, deci poate fi ceva care, wow, vă lasă cu ochii în soare. Nu înțelegeți. Poate pe undeva ați făcut și voi cândva o greșeală față de acest om și n-ați reparat-o la timp, această greșeală, și această persoană a ales taman acest moment să riposteze, să reacționeze dur, aspru, drastic, gen bloc pe Facebook, trântit telefonul în nas, vă întoarce spatele, se desparte, lucruri de astea cu iz categoric, pe care nu le așteptați, nici nu credeți că e în stare de așa ceva. Pentru unii vărsători, bineînțeles, nu toți sunteți vizați de asta, pentru unii vărsători poate veni un moment de ruptură sentimentală, ruptura unei relații, inclusiv de prietenie, plecare dintr-un loc în care vă simțeați bine, finalul unei activități care vă făcea plăcere, dar cam hodorong tronc așa peste noapte, și vă strică bucuria, că era o bucurie acolo, venea ceva plăcut din direcția aia. Dar noroc e că îl mai aveți încă pe acest Venus într-o poziție favorabilă și vă va vindeca repede sufletul. O să suferiți o zi, două, nu contează, că s-ar putea, știți cum e, legea compensației funcționează și dacă ceva a picat în stânga, apare ceva, măcar la fel de bun din dreapta, care să vă facă din nou să sperați, să vă ridicați, să gândiți din nou pozitiv, așa cum vă este zodia. Deci chiar dacă vă treziți în fața unor evenimente picate din senin și care vă afectează emoțional, sentimental, psihic, poate, va apărea imediat o altă fereastră undeva de care să vă agățați speranțele. Semn că dacă acel lucru pică, nu e pentru voi, gata, și-a terminat misiunea în viața voastră și trebuie să treceți la următorul capitol. Și am ajuns și la pești, care sunt dispuși să încheie astăzi o situație
care nu își mai are rostul. E o situație pe care tot o amânați. Nu e acum momentul, hai să-i mai dau o șansă, hai să o duc mai departe, hai să o tolerez, hai să trec cu vederea. Deci ați tot făcut concesii peste concesii într-un anumit plan al vieții, dar vă întrebați, dar până când? Și ca atare, finalul ăsta pe care îl decideți, da, poate nu e chiar cel mai plăcut final de care aveți parte, vă eliberează mintea, viața, terenul, casa, tot de o suferință. Pe semne că e o situație care v-a rănit mult și bine, o dată, două ori, trei ori, și de fiecare dată ați suportat. Hai, încă o lovitură, hai că o suport și pe asta, mereu a zis. Tac, și de data asta. Dar la un moment dat spuneți stop. Până unde să tolerez atâtea dezamăgiri și reacționați. Că-i în cuplu, că-i într-o relație, că-i într-o prietenie, că-i într-o situație dubioasă, așa cu un dram de neclaritate pe aici, pe acolo, puneți piciorul în prag și sunteți foarte ferm în poziția voastră. Poate chiar de genul până aici sau ori o renunțare la originea acestui gest, un abandon, un final, un rămas bun, dar care de fapt vă vindecă. Fără curajul ăsta de a rupe pisica odată în două, nu vă puteți recapăta încrederea, optimismul, nu puteți lăsa loc noului să vină în viața voastră. Deci vouă vi se cere acest curaj de a spune stop, de a închide odată robinetul ăla pe unde tot se scurgea toleranța voastră, timpul vostru, energia voastră. Era cineva care tot absorbea energia voastră pozitivă. O relație eșuată, un job mâncător de timp, o afacere mâncătoare de bani, deci totul se scurgea pe acolo ca printr-o fisură și ați acceptat-o, ați tolerat-o multă vreme, ani de zile probabil, și acum ziceți, gata, până aici închideți robinetul ăla și de azi înainte sunteți pregătit pentru un nou început în altă direcție, fără nicio legătură cu ce a fost înainte. E de mirare pentru voi că nu sunteți atât de fermi uneori, dar uneori durerea e atât de mare încât doar la durere maximă puteți lua măsuri atât de drastice să scoateți sursa otrăvitoare, nocivă din viața voastră, orice ar însemna ea, și după ce o dați la gunoi, vă refaceți viața pe un teren purificat, vindecat, o să se vindece și rana aceea rămasă, decepția suferită. Dar faptul că ați luat o astfel de decizie atât de curajoasă, o să-și arate roadele, pentru că deja la orizont se ivește ceva promițător, bun, care să vă ajute să vă reveniți la normalitate. Asta este ziua de marți, nu uitați de toate celelalte horoscope și să ne vedem și mâine.